Legea Educației Naționale a intrat în vigoare la 1 ianuarie și prevede ca elevii care din toamnă vor intra în clasa a 5-a să stea în gimnaziu cu un an mai mult, adică 5 în loc de 4, inclusiv clasa a 9-a. Măsura este valabilă începând cu generația de elevi din anul școlar 2011-2012. La sfârșitul clasei a 9-a, în baza metodologiei elaborată de Ministerul Educației, se realizează o evaluare națională. Elevii vor fi testați la 6 materii, una fiind specifică minorităților naționale. Este vorba despre probe scrise la limba și literatura română, limba maternă, matematică și științe, dar și la o limbă străină. De asemenea, evaluarea va include și o probă practică de utilizare a calculatorului, dar și o probă orală de evaluare a competențelor civice și sociale. Ambele probe vor fi susținute în timpul anului școlar.